Salutare și bine v-am găsit! Astăzi ne-am gândit să vă arătăm rețeta noastră de nuci. Celebrele nuci din copilăria noastră. Da. Pentru că, na, mamele noastre le făceau doar de sărbători, nu ca cu în fiecare weekend. Când ai chef, faci ceva. Așa. Avem aici 4 ouă. Aici am 12 linguri de ulei de floarea soarelui, măsurate. O să le pun aici deasupra. Uite așa. Am făcut o prostie. Așa. Și vom pune deasupra 8 linguri de zahăr. Lingură așa, rasă, nu lingură cu vârf. 3. Și 8. Așa. Am și 2 plicuri de zahăr cu aromă de rom. O să le pun și pe astea aici. O să dea un gust bun. Și aromat. După care voi amesteca până când mi se va topi zahărul. Nu să mă... De ce nu l-am desfăcut de la început? Știi, plicul de... Și am eu probleme întotdeauna. Picul de amoniu. Așa. O să punem o linguriță de aceasta, pardon. Da, peste. De amoniu. Uite așa, cam așa, da? Punem un praf de sare. Și vom pune făină cât cuprinde, da? Și vom face un aluat nu prea tare, dar nici prea moale, încât să putem să-l modelăm. Vă arătăm imediat cum a ieșit. Nu măsurăm făina pentru că are rost. Am început cu mâna să frământ și voi proceda așa până când voi obține un aluat pe care să-l putem face biruțe. Punem o lingură și tot așa. Am frământat aluatul. Uitați-l aici. Acum vom face biluțele. Le pregătim pentru pus în forma de nuci. Forma noastră veche de nuci din copilărie. Eugen formează biluțe de data asta. Da. Și eu filmez. Am făcut invers. Uite așa, vom proceda cu toate. Bine, dar eu le coc. Deci. Bine, și el le dă cu zahăr vanilat. Nu? Da. Nu, cu zahăr pudră. Așa. Bun. Cam așa trebuie să arate. Așa trebuie să arate. Mergem imediat la aragaz ca să le coacem după ce vor fi gata. Am ajuns și la aragaz. Am pus forma la încălzit, la uscat apa întâi, că am spălat-o. După cum se vede, e o formă foarte, foarte veche. De tuci. De tuci, bineînțeles. Dar încă își face treaba. Astea sunt cele mai bune de tuci. Da. Așa că o lăsăm să se înferbântă bine, bine, bine. După aceea o dăm cu ulei.
doar partea de jos și începem să punem biluțele. Punem acum biluțele și închidem forma, după care așteptăm. Nu prea mult, să nu se ardă. Ia uitați cât de frumoase au ieșit formele de nuci. Bineînțeles, o să trebuiască să mai curățăm din ele, uite așa, da, marginile. Da, nu poți să faci biluța. Bine, au ieșit ala. Unele cât forma, altele au fost biluțele mai mari și au ieșit cu puțină margine. Dar nu-i bai deloc. Uite așa se face treaba. Și gata. Ia uite. E perfectă. Da. Foarte frumoase au ieșit. Având în vedere că forma e foarte veche. Nu știu cât exact, dar e veche oricum. Foarte, foarte veche. Ați și văzut-o. Adică, e coaptă așa. Și răscoaptă de treabă. Asta, că astea sunt cele mai bune. Așa. Acum le lăsăm puțin să se răcească și avem aici nucă măcinată. O să punem un plic de zahăr vanilat. Să îndulcim treaba nițel. Așa. Punem și o lingură de zahăr. Zahăr, normal. O linguriță, să punem o lingură. Uite așa. Hai, mai punem una. Așa. Punem esență de rom. Puțină cacao. Eu fac treaba asta din ochi, așa că nu mă întrebați gramaje, că nu... Vedeți și voi cum procedăm noi, adică... N-am măsurat, n-am cântărit. Nu cântărim, nu măsurăm. Uite așa, punem și puțină apă. Și amestecăm toată treaba asta. Am terminat și cu crema de nucă. Ia uitați consistența. Deci e numai bună de umplut. Nu e nici prea tare, nici prea moale. Este foarte, foarte bună. Am pus apă doar cât să umezesc nuca, nu mai mult. Bun, aici am șerbetul de vișine făcut în vară. În vară, da. Și noi de obicei cu așa ceva umplem nucile. Pentru că e foarte, foarte, foarte bun. Bun și înlocuiește crema, cum ar veni. Da. Nu mai faci e crema. Mai simplu decât să faci crema. Bine, dacă n-ai nucă, dacă... Da, noi am făcut și așa puțin... puțină cremă de aceasta. Deci, să începem să umplem nucile. Da? Uite așa o să procedem. Ups. Neget. Acum un pic. E cald aici. Și uite așa. Dacă se scurge un pic, nu-i nimic. O dăm frumos prin zahăr pudră. Și o așezăm pe platoaș. Facem una și cu nucă. Ingrediente puține și la îndemâna oricui, zic eu. Nu prea complicate. Așa noi... ceva făceau și părinții noștri când erau mici. Ați văzut cât de simplu e totul. Noi mergem pe simplu și gustos. Bun, noi ne apucăm de treabă și vă arătăm la urmă ce am făcut. Am terminat cu nucile.
Le-am pus pe farfurie. Am făcut și așa un decor mai în ton cu sărbătorile care se apropie. În luna decembrie. Afară e zăpadă. Arată de cum e afară. Să tot stai în casă să faci prăjituri. Da. Deci, rețetă simplă, rețetă de mult, nu? Da, o făceau oamenii încă de mult. O făceau Cel părinții puțin, da, noștri. părinții noștri. Noi de asta știam de Așa nuci. că ducem și noi mai departe la copiii noștri ce știm. Ce știm că e mai bun. Da. Noi vă dorim poftă bună, spor în treburi și toate cele bune. La revedere!